Sunt cu mine, dânsii. Sunt cu mine, mergem până în aeroport. He was stopped by the policeman, and the policeman recognized him and told the people around he is the president. But as long as he was alive, they had a chance to survive. Then that's the reason we decided to charge and shoot him immediately. Mă, lasă-mă, indiferent că ies acum, așa am ordonat, măi, omul. Hai, mai repede. Dacă vreți să ne lăsați, să faceți noi treaba aici. Să mergeți în altă parte. Pregătiți-vă actele, să aveți actele. Da, da. Sunt cu mine, dânsii. Sunt cu mine, mergem până în aeroport. Nu mă cunoaște, dânsii? Nu mă cunoaște, dânsii? Nu mă cunoaște, dânsii? Să mergem în consiliu, să avem formație muzicală. Și ce sunt? Englez. Uitați aici, că... Da, vorbesc cu... Vreți să luați legătura cu comandantul aeroport sau cu comandantul militare? Care păzește aeroportul? Da. Cu cine cum ziceți dumneavoastră? Nu știu, că sunteți mai întâlnit. Cum doriți? Păi doresc să fac chestiile astea. Dumneavoastră știți cine mă poate ajuta mai bine.
Noi am fost trimis să vedem care e situația pe aeroport, adică ca să arătăm și publicul cum vine ajutoare, chestia asta, da, așa scurt, sumar. Dați-mi pe cineva competent să ne ajute 10 minute, nu mai mult. Unde ne sfătuiți dumneavoastră? De-aia vreau să le lucrez. Da? Ne conduce tot și eu doar și colonel cu noi. Nu mă puteam până în varzare. 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 Știe dânsul, da? Da, da, mulțumesc. We go to the commandant. Acum să facem 1-5. Cred că se poate filma pe aici dacă deschidem geamul, da? Dacă vă lasă vântul. Am un Boeing 757 acum care aterizează, da? Pe pista 2, îl duc în fața salonului. Așa. Mai durează puțin până când ajung, da, mașinile și începe descărcarea. Aici avem un Dakota 90 care se descarcă acum, 1600, da, de kilograme. Nu avem o mașință care să ne ducă așa pe vântul. Ba da, ba da, pot să vă dau și o mașină. Și o mașină, că până la pista și n-am. Păi și gata. Asta e... Comandul 2, comandul 1. You can take pictures from here. If you think that, that's good enough for you. No. Am nevoie să vii cu Dacia Palomi la ieșirea pe platformă. Îți dau o echipă care o să filmeze la Dakota 90 care se descarcă acum și la 757 care aterizează pe pista numărul 2 la minutul 40. Eu vă dau mașina. Dacă deschideți geamul ăla de acolo, se filmează perfect. Așa e mai... We can open the window, in there. You can come in here, please. Take the picture. Nu, da, și unde-i conduc? Unde-i el, stagiul, îi dau eu prin stație. Da? Îi dau eu prin stație. Da, da. Bun. Vă recomand bancheta din spate pentru filmare. Are un, da, geam spart de la, da, da, un glonț, așa că se poate filma. Mulțumesc, bun la treabă. Vă dau ieși iubire. Mulțumesc. Bine. Bun, dar luați-vă noastră înainte, că ești bun. Avionul plecă. 500 de mai aterizează unul. He hasn't got his makeup on. Right, going through. Right. Hang on. Mind my feet. Thank you very much. You know, last night it was very warm. Yes? Yeah, it was warm. Yes. Things like that. The atmosphere is very hot. Have you had many planes in today? No, I don't.
but I'm not from the airport. I'm a member of the council, you know, yeah, of the government. But they asked me from the ITN, the city. He was stopped by the policeman, and the policeman recognized him and told the people around he is the president. They took him as a prisoner with the wife. A crowd of people, yes, mobbed, yes, the car then. Yes, and they took him prisoner and gave him to the military unit. You saw in the movie, in the television, that he gets out of an armored car. Now I can tell you that he lived for 3 days in that armored car. And the armored car was washed and moved inside the unit as nobody was inside. So that vehicle was, yes, his prison? Yes. For 3 days? Yes. And during these 3 days he refused to take his daily dose of insulin. Now, at the time that he was being held in an armored car, some 100 kilometers outside of Bucharest, the secret police tried to attack a building here in the city, and a lot of them died. They just got it totally wrong, did they? Yes, that's correct. But as long as he was alive, they had a chance to survive. Then that's the reason we decided to charge and shoot him immediately.